Emi, vreau să prezint în videoclipul ăsta câteva mișcări estetico-practice pentru arta oratoriei, arta, în principiu, a monologului, a recitării, fie că este poezie modernă, fie că este Homer, originală, poate fi orice. Înțelegi Biblie la biserică, predica, tu știi, în fine. Deci, știi că ai, predica este de obicei la noi, la baptiști, este predica în trei puncte. Adică omul nu poate să ține mai mult sau să urmărească trei. Vreau să-ți mai spun că poeții occidentali, când merg într-un loc sau într-altul, de obicei citesc două poezii. Deci, în teatru, dacă vrei să repeți ceva odată, într-un spectacol sau ceva, este, așa spunea și profesorul meu Badea, Geru Badea, de două ori, odată și cu dată. De exemplu, Susan Stewart de la Harvard sau unde o fi, când merge la Cambridge, vorbește cu cititorii și ăstea, cu profesorii și dar zice, recită două poezii, recită Spring's Walk sau Morning Walk sau cum zice, și The Owl. Înțelegi? Pentru că dacă citești prea mult, nu mai poți nici tu să te exprimi. Bun. Ce o să fac? Uite, vreau să spun că trebuie să citești, trebuie să, acum eu nu voi citi, trebuie să ai, nu e destul să scrii tu, să citești în gând, dacă vrei să citești, dacă ești poet, dacă ești pastor, dacă ești preot, de aceea și te noi, literatura noastră cu Octavian Goga și Treburile și Dăscălița, sora lui care tot citea și toate astea. Învăța la școală, învățătoarele, toate. Deci, arta recitatului, a declamatului, a vorbitului este foarte, foarte importantă. Este ceea ce ne sintetizează întreaga noastră personalitate și individuație, dar și ceva foarte uman, foarte personal umanității. Acum sunt puțin ocupat, uite, dacă vrei să lași aici mărul, voi mânca. Dar acum fac o înregistrare pentru Amy, dacă dai voie. Vino peste 15 minute să dai pastilele, că e 9. Aia acum. Da, mă, păi de acum sunt puțin ocupat, rog, te rog pus. Fii sănătos. Bun. Eu am aici un videoclip și vreau să spun așa, uite. Trebuie să ai lecturi pasionante. Trebuie să ai lecturi care să însemne ceva atât pentru tine cât și pentru comunitatea umană. Uite, eu acum citesc cartea asta. Sunt patru Fauști. Am încercat un Faust, după aia încă unul și după aia Faust care se spune Faust și după aia continuarea lui Faust, partea a doua, care a scris până la moarte. Deci, dacă ești ascendență germană, îți recomand. Dacă ești orice altceva, poți să citești ce vei citi, dar nu știu dacă găsești ceva mai bun. Cel puțin în perioada aia. Mă refer sub raportul muzicalității cuvintelor. Bine, este Gedichte din Goethe întreagă și mai este Eine kleine Schulbullerei. Dar, în fine, vreau să zic, trebuie să citești cu voce tare, în orice limbă citești, o citesc în germană. Pentru noi, pentru români, limba latină e foarte bună de citit. Și vreau să-ți mai spun ceva. Citești. Și este foarte util dacă ai muzică de suflet, dar în general să fie muzică piano, să fie muzică minoră, gamă minoră, cum voi am ascultat acum ceva, și tu să lași asta să meargă la un aparat ce ai tu pe lângă tine, în principiu să nu fie ceva de voltaj puternic, și să citești, efectiv să lecturezi. Altceva ce poți să faci, uite cum filmezi eu aici, tu să te filmezi citind, știi? Să te auzi după aia, să studiezi cum faci, cum poți îmbunătăți, pentru că e foarte util. Această artă este o artă, să nu uităm de Demostene, și în același timp trebuie să te ferești de pericolul rimelor de prost gust, cum prin cartiere, și în același timp este foarte utilă dacă ești pastor, poet, preot, misionar, compozitor, ce vrei, profesor, toate astea, înțelegi? Și chiar și ca om sau ca om în cultură, deci este foarte important ce vorbești, cum vorbești, să știi metrica vorbitului. Înțelegi?
Iar aceste acordări, în principiu, Dumnezeu să-ți prezint niște acordări. Bun. Și când ești la început și nu poți să apreciezi bine gama minoră, poate că ești prea major, poți să asculți nu știu ce și să te lupți cu Phoenix sau cum mai știu eu ce, dar după aia poți să iei pe Chopin, pe treburile astea, știi? În același timp, tu nu te interesează atât să intri în muzică. Asta, bineînțeles, o faci, te duci la un concert, asculți o placă sau nu știu ce. Ideea e, trebuie să urmărești metrica și muzicalul metric, înțelegi? Cum făcea Eminescu. Nu ascult aici. I don't know why I feel my face. Pe fundalul ăsta, tu citești. Tu vorbești. Citești Faust, Biblia, ceva. Eminescu, uite, foarte frumos, Eminescu. La un semn legând de alt, înțelegi? Legând vas de vas se leagă. Înțelegi? Cum a făcut și Traian. Și asta de asemenea te va ajuta să descoperi noi lumi, în lumile pe care le creezi sau le descoperi. Cum zice Billy Collins, o poezie e actul căutării și actul găsirii a ceva dincolo. Știi? Bun. Hai să-mi ajută un pic. Bun. Acum, dragul meu, Emi, vreau să-ți arăt ce înseamnă ce înseamnă un metronom. Sper să-l găsesc. Uite aici. Să ținem minte versurile care le-a zis fata asta și să vedem dacă le putem spune pe metronom. Punem metronomul la 60 de bătăi pe minut. Aproximativ cât este inima omului. Vezi? Acum metronomul merge. Metronomul este acel din muzică care face așa, știi? Ritmul, metrica. Eu nu îl indic mai, să fie mai iute de inima umană, pentru că da, în cradele, știi? Dar uite, să zicem, if I tell you a secret, will you promise to keep it? To keep it close to your heart and never tell a soul. Vezi că deja devine poezie. Uite, nu credeam să învăț a muri vreodată. Ochii îmi înălțam purul tânăr la steaua singurătății. Înțelegi? Ai zis prima, ai zis a doua, întrebi publicul și te retragi cu eleganță. Înțelegi? Acesta este metronomul. Și mai ajută. Uite, poți să asculți muzică cum a fost muzica aia și să pui și un metronom și să te culci. Sau poți să încerci să te culci, dacă trebuie să fii atent, poți să stai jumătate de oră și asta te acordează și ca pe un pian, înțelegi, te acordează pe tine. Te, cum zice Yom El Son într-un interviu, știi că trebuie să asculți, trebuie să te acordezi permanent. Deci asta este adevărata poezie, știi? Nu niște simple lucruri pe hârtie și pe care le citim ca pe niște amintiri. Sau... Da, asta vreau să spun, mai dragul meu Emanuele. Amin.